Salut, sunt Daniel de la GoForIt.ro și în continuare vă voi face cunoștință cu un produs pe care îl veți vedea în curând pe site-ul nostru. Este vorba despre laptopul Asus G53J, un laptop creat pentru pasionații de jocuri. Așa cum se poate observa, carcasa este foarte similară cu cea a modelului G73 pe care l-am testat nu de mult. Avem același plastic mat, foarte plăcut la atingere. Diagonala ecranului este de 15,4 inch, iar în interior avem o tastatură full QWERTY iluminată. Acestea sunt butoanele cu care se poate seta intensitatea iluminării tastaturii. În carcasă avem un procesor Intel Core i7-720QM la 1,6 GHz, iar placa video în premieră națională este Nvidia GeForce GTX 460M cu 1,5 GB de RAM. Alături de ea găsim 8 GB DDR3 și pentru stocare sunt oferite două harddiscuri de 750 GB pentru o capacitate totală de 1,5 Tera. Mai avem o unitate optică Blu-ray și un modem WiMAX, mai mult sau mai puțin util în România. O altă facilitate foarte importantă a acestui dispozitiv este aceea că ecranul are o frecvență de 120 Hz, fiind compatibil cu Nvidia 3D Vision. Și aici, în stânga webcamului, avem transmițătorul infraroșu. De asemenea, în pachet se găsesc și ochelarii pe care i-am mai văzut deja. Configurația are nevoie de o sursă de alimentare serioasă și, după cum se poate observa, alimentatorul este foarte voluminos. Cam atât. Pentru mai multe detalii, rămâneți pe GoForIt.ro.